ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Turiști atacați și răniți de un urs la Slănic, Moldova. La un pas de tragedie, s-au răsturnat cu ATV-ul. Veste tristă, profesorul de pictură Mihai Nechita Burculeț s-a stins din viață. Doi turiști din Republica Moldova au fost atacați de un urs duminică dimineață 23 iunie în apropiere de o unitate de cazare din stațiunea Slănic, Moldova. Jandarmii au intervenit în zonă după un apel la 112. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Duminică dimineață, la ora 10:54, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, un echipaj de jandarmi montan din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău a fost direcționat în zona unei unități de cazare unde un bărbat și soția acestuia au fost răniți de un urs. Jandarmii s-au deplasat în scurt timp și au găsit pe bărbatul de 27 de ani și soția acestuia de 24 de ani în zona unității de cazare a acestora. Bărbatul și femeia, care se aflau în plimbare alături de alți turiști, au fost atacați din spate de un urs, iar după câteva momente acesta s-a îndepărtat și a renunțat la intențiile agresive din cauza zgomotelor făcute de turiști. Aceștia erau foarte speriați și au avut nevoie de îngrijiri de special fiind preluați de un echipaj medical sosit la fața locului și au fost transportați de urgență la unitatea de primiri urgențe de la Onești. Au fost suplimentate efectivele de jandarmi care vor rămâne în zonă și vor patrula pentru a se asigura că pericolul nu mai este iminent. Jandarmii recomandă cetățenilor să apeleze numărul unic de urgență 112 când văd animale sălbatice în zona așezărilor umane, deoarece acestea pot reprezenta un real pericol. De altfel, a fost transmis și către Isuș Bacău un mesaj ro alert. Două turiste s-au răsturnat cu ATV-ul într-o vale de lângă un drum forestier din stațiunea Slănic, Moldova. Au fost salvate duminică după amiază de jandarmii montani, salvamontiștii băcăuani și un echipaj medical. În timp ce se plimbau pe drumul forestier ce duce către monumentul Gireșoaia din stațiunea Slănic, Moldova, două tinere din Tecuci s-au răsturnat într-o vale cu ATV-ul. Cu ATV-ul erau și părinții acestora și un cunoscător al zonei, care a sunat la apelul unic de urgență 112. În urma apelului telefonic, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, un echipaj al Salvamont Bacău și un echipaj medical au intervenit pentru salvarea celor două turiste. Ulterior, cele două au primit îngrijiri medicale de specialitate, fiind preluate de echipajul medical sosit la fața locului și transportate de urgență la unitatea de primiri urgențe de la Onești. Veste tristă, profesorul de pictură Mihai Nechita Burculeț s-a stins din viață. Vineri seară, înainte de miezul nopții, comunitatea artistică din Bacău a pierdut un talent desăvârșit. Este vorba de profesorul de pictură Mihai Nechita Burculeț, care a plecat să picteze cu îngerii din ceruri, lăsând în urmă moștenire artistică impresionantă și o durere profundă în sufletele celor care l-au cunoscut și iubit. Sicriul cu trupul neînsuflețit al profesorului a fost depus la Biserica Răducanu, unde cei apropiați îi pot aduce un ultim omagiu. Înmormântarea s-a desfășurat luni după Sfânta Liturghie, când Mihai Nechita Burculeț a fost condus pe ultimul drum. Toți cei care l-au cunoscut și au apreciat munca au fost invitați să participe la ceremonie pentru a-i aduce un ultim omagiu și a-și exprima recunoștința pentru ceea ce a oferit comunității prin talentul și dedicația sa. Profesorul Mihai Nechita Burculeț a fost un mentor și o sursă de inspirație pentru numeroși tineri artiști, îndrumându-i cu pasiune și profesionalism pe drumul artei. Amintirea și lucrările sale vor continua să inspire și să îmbogățească sufletele celor care îi vor contempla munca. Biblioteca Radu Rosetti din Onești deține din 15 iunie cel mai avansat agent virtual dedicat unei biblioteci publice din România, grație colaborării dintre Digital Transformation Council și Biblioteca Radu Rosetti Onești. Acesta poate fi accesat pe site-ul www.bibliotecaonești.ro 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, fiind cel mai harnic angajat non-stop al bibliotecii în slujba utilizatorilor săi. Zilele Culturii
bineștiene organizate de Primăria Municipiului Onești au reprezentat ocazia lansării acestui instrument de inteligență artificială de informare și educare a tinerilor și adulților din Onești, dar și de pe Valea Trotușului. Instalarea unui asistent virtual într-o bibliotecă publică aduce multiple beneficii, sporind accesibilitatea și satisfacția utilizatorilor. Un asistent virtual poate răspunde la întrebări și oferi informații 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Un asistent virtual poate răspunde la întrebări și oferi informații 24/24, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Asistentul virtual îi ajută pe utilizator să obțină răspunsuri rapide la întrebările lor și să acceseze resurse în timpul și în afara programului de funcționare al bibliotecii, ne-a declarat Ionu Stenie, directorul Direcției de Cultură. Implementarea unui asistent virtual într-o bibliotecă publică îmbunătățește considerabil accesul la informații. Eficiența serviciilor oferite și nivelul de satisfacție al utilizatorilor, contribuind astfel la creșterea relevanței și popularității bibliotecii în comunitate, a declarat Ion Vaciu, președinte Digital Transformation Council. Câteva aspecte importante ale acestui serviciu. Îmbunătățirea serviciilor pentru utilizatori. Asistentul virtual oferă informații despre colecțiile disponibile, noutățile adăugate, programele și evenimentele organizate de bibliotecă. De asemenea, poate ajuta la localizarea cărților sau altor resurse și poate ghida utilizatorii la secțiunile relevante. Cu ajutorul unui asistent virtual, personalul bibliotecii poate să se concentreze pe sarcini complexe și pe interacțiuni directe cu utilizatorii, în vreme ce întrebările generale și repetitive sunt gestionate automat. Inteligența artificială poate oferi recomandări personalizate în funcție de preferințe și de istoricul de lectură al utilizatorilor, îmbunătățind astfel experiența lor și crescând interesul pentru lectură. Bibliotecile sunt adesea utilizate de elevi și studenți în căutarea de resurse academice. Un asistent virtual poate fi un sprijin valoros în găsirea materialelor de studiu, ghidând utilizatorii către resursele relevante pentru proiectele și cercetările lor. Instalarea unui asistent virtual demonstrează angajamentul bibliotecii de a adopta noi tehnologii și de a se moderniza, atrăgând astfel noi utilizatori și fidelizându-i pe cei existenți. Un asistent virtual poate susține utilizatorii vorbitori de alte limbi, oferind răspunsuri și informații în multiple limbi, 95 de limbi străine, ceea ce promovează incluziunea și diversitatea culturală. Asistentul virtual poate colecta date despre întrebările frecvente și nevoile utilizatorilor, oferind astfel informații valoroase pentru îmbunătățirea constantă a serviciilor bibliotecii. Infotrafic, restricții de circulație din cauza caniculei. Centrul Infotrafic a anunțat impunerea unor restricții de trafic pentru ziua de vineri 21 iunie pe mai multe drumuri din țară din cauza avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, vineri 21 iunie, în intervalul orar ora 10-20, circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă pe toate sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Alba, Arad, Brașov, Carea Severin, Covasna, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Olt, Sibiu, Telorman și Timiș. Măsura are scopul de a preveni degradarea infrastructurii rutiere și de a evita deformațiile majore irreversibile care pot duce la pierderea stabilității straturilor rutiere. Excepțiile de restricții includ transporturi de persoane, transporturi de animale vii și de produse perisabile de origine animală sau vegetală, vehicule implicate în intervenții de urgență, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuirea de carburanți, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, transporturi pentru tractarea vehiculelor avariate, transporturi pentru distribuire de apă și hrană în zone calamitate, transporturi de vehicule specializate pentru salubrizare, transporturi de apă îmbuteliată, transporturi de produse agricole, transporturi militare implicate în exerciții multinaționale. CNAIR anunță că aceste restricții vor fi prelungite în zilele următoare din cauza prognozelor de temperaturi ridicate. Astfel, pe 23 iunie, în intervalul orar 10-20, restricțiile se vor aplica în județele Ilhov, Prahova, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Telorman, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Gorj, Olt, Caraș-Severin, Ialomița și Călăraș. Pe 24 iunie, în același interval orar, restricțiile vor rămâne în vigoare pentru județele Ilhov, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița,
Telorman, Dolj, Vâlcea, Mehedinț, Gorj, Olt, Caraseverin, Ialomița și Călăraș. Aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea infrastructurii rutiere și asigurarea siguranței traficului în condițiile de temperaturi extreme prevăzute pentru următoarele zile. Autoritățile roagă șoferii să respecte aceste restricții și să se informeze din timp asupra condițiilor de trafic pentru a evita eventualele neplăceri. Aeroportul Internațional George Enescu din Bacău, locul 5 în topul aeroporturilor regionale. Strategia și măsurile implementate la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău au dus în ultimul an la o creștere constantă a numărului de pasageri, conform Asociației Aeroporturilor. Bacăul ocupă locul 5 la nivel național cu un trafic de 50.348 de pasageri în luna mai. Prin proiectul Bacău Reconnect, anunță președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, Bacăul a urcat de pe locul 8, pe care se situa în februarie 2023, prin creșterea considerabilă a zborurilor comerciale deservite de Wizz Air, Aero Italia și Dan Air. Destinațiile din prag de iarnă, Paris și Dortmund, sunt rutele noi introduse, astfel se continuă demersurile pentru a conecta Bacăul cu cele mai importante orașe din Europa. Festivalul Eroilor de la Gura Văii, o călătorie în timp către Primul Război Mondial. Pe 26 și 28 iulie, comuna Gura Văii se va transforma într-un adevărat portal temporal, oferind iubitorilor de istorie și patrioților o oportunitate unică de a retrăi momentele glorioase ale Primului Război Mondial. Sub conducerea primarului Silviu Tinei, localitatea va găzdui cel mai mare festival dedicat armatei române din acea perioadă, aducând în prim plan eroismul și sacrificiul soldaților care au făcut posibilă România Mare. Îi sărbătorim an de an de Ziua Eroilor, vorbind despre ei și despre faptele lor de vitejie. Vrei să știi cum arătau, cu ce luptau, cum erau echipați și dotați? Vrei să trăiești pe viu experiența Primului Război Mondial, a declarat primarul Silviu Tinei în invitația sa adresată publicului. Acesta a promis o serie de activități care vor aduce la viață atmosfera frontului, oferind vizitatorilor o perspectivă autentică asupra condițiilor în care au luptat și au trăit soldații români. Festivalul va include o expoziție impresionantă de arme, medalii și decorații, proiecte de film documentare, uniforme militare, autentice și reconstituiri istorice de înaltă calitate. Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I și Muzeul de Istorie Târgu Ocna vor contribui cu expertiza lor alături de colecționarii pasionați și detectoriști autorizați care au realizat descoperiri semnificative. Gura Văii este parte din altarul de jertfă și sacrificiu al Bacăului, a subliniat primarul Silviu Tinei, evocând importanța istorică a regiunii în contextul Primului Război Mondial. Evenimentul se dorește a fi nu doar un omagiu adus eroilor, ci și o lecție de istorie vie pentru toate generațiile. Participanții la festival vor avea ocazia să admire replici fidele ale echipamentelor și armamentului din acea vreme, să asculte povești de front și să înțeleagă mai bine eforturile și sacrificiile făcute de cei care au luptat pentru independența și unitatea României. Totodată vor putea interacționa cu experți și pasionați de istorie care vor oferi detalii fascinante despre contextul și desfășurarea războiului. Acest festival unic în județul Bacău promite să fie un eveniment de referință, consolidând legătura comunității cu trecutul său glorios și educând publicul larg despre importanța conservării memoriei eroilor naționali. Pentru cei interesați să participe, Gura Văii vă așteaptă cu brațele deschise, pregătită să ofere o experiență memorabilă și emoționantă, închinată celor care au pus bazele României Mari prin curajul și sacrificiul lor. Partenerul media al evenimentului Acum TV va asigura o acoperire amplă, oferind tuturor celor interesați șansa de a urmări momentele importante ale festivalului. De la interviuri cu participanții și organizatorii, la reportaje despre exponate și reconstituiri, Acum TV va aduce festivalul în casele celor care nu pot fi prezenți fizic. Pe 15 iunie a fost sfințit Monumentul Eroilor din satul Ciutureși, comuna Odopești, Bacău. A fost o acțiune organizată de parohia Sfântul Dumitru din Ciutureși, preotul paroh Daniel Pruteanu, fiind susținut de cercul pastoral numărul 5 Sfântul Antipa. Alături de preotul Daniel Pruteanu, a 7 preoți în frunte cu preotul protopop al protopopiat Bacău, Eugen Ciuchi, au dat acestei acțiuni greutatea cuvenită în fața unui public de peste 200 de persoane. Instituții administrative, organizații de sorginte istorică, culturală și militare au făcut ca importanța istorică acestei sfințiri să fie bine resimțită de toți participanți. Iată, după mulți ani, aproximativ 5 ani, am reușit să înălțăm acest monument dedicat, monumentul eroilor din cele două războaie mondiale,
din primul și al doilea război mondial, aici la Ciuturești. Cu efortul, în primul rând, al Consiliului Local, inițiativa a fost a unor enoriași, pe care am îmbrățișat-o cu foarte mult drag, și finalitatea se datorește tot lor, pentru că ei au muncit. Desigur, cu binecuvântarea Înalt Preasfinției sale, cu multe sfaturi ce n-au prisosit din partea celor apropiați mie, prieteni foarte mulți dintre ei, de la cultul eroilor, de la cultul veteranilor de război, cultul cadrelor militare și a celor rezerviști în retragere. Desigur, aș fi nedrept să nu-i pomenesc pe toți pe care probabil dumneavoastră i-ați și văzut filmați aici. Fiecare în felul lor, de la mic la mare, au contribuit cu mai multul sau mai puținul lor. Îi dăm slavă lui Dumnezeu, glorie eroilor neamului și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze această țară. Am avut fericirea să participăm la sfințirea acestui monument care să ateste că și locuitorii satului Ciuturești, aici sunt numai o parte, sunt 18 nume din războiul de independență, 28 de nume din primul război mondial, dar ei sunt mult, mult mai mulți. Noi vorbim de eroi cunoscuți, dar și eroi necunoscuți. Noi vorbim de după 1920, când după 24 august 1920 regele Ferdinand a semnat decretul prin care s-a stabilit ca ziua Înălțării Domnului să fie sărbătoare națională. Prin sărbările la nivel național s-a cinstit totdeauna și ziua Asociației Cultul Eroilor. Pentru faptele lor, cred că suntem obligați să nu-i uităm niciodată, să le aducem laudă, cinste, recunoștință și de ce nu să înălțăm la cer rugăciunile noastre. Dumnezeu să-i odihnească și vreau să reamintesc și eu cei 135 de ani de la moartea luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu, și din câte am învățat, un mare patriot. Elevii școlii Ciuturești au realizat practic 4 mici spectacole diferite, celebrându-i pe înaintași. Este principalul câștig al acestei acțiuni, deoarece toți cei care au participat și care au dezgropat și revigorat trecutul o fac pentru viitorul reprezentat de acești copii îndrumați de profesori și învățători patrioți. Parohia Sfântul Dumitru Ciuturești, Protopopiatul Bacău, Cultul Eroilor, Asociația Veteranilor, Asociația Cadrelor în Rezervă au acordat distincții celor care au contribuit la realizarea acestui monument și a multor altora. Să-ți fie aceste vorbe îndemn al vieții tale care vine, să lași pe unetreci un semn că ai făcut și tu un bine. Îngerii în cer le cântă, slavă de nemuritori, pe pământ noi toți școlarii, la mormânt le ducem flori. Prima la trecători, v-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecători. La final a avut loc depunerea de coroane de flori pe acordurile imnului eroilor. A căzut cortina peste o nouă ediție a Zilelor Culturii Călineștiene 2024. Ce s-a desfășurat la Onești? Este vorba de ediția 52. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Onești, de Fundația Națională George Călinescu și de Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Manifestările s-au desfășurat în perioada 14-15 iunie. Evenimentul a reluat seria colovilor anuale după o pauză impusă de pandemie, dar și de mulți alți factori. Vineri 14 iunie, de la ora 10, la Colegiul Național Dimitrie Cantemire a avut loc ștafeta cărților cu scriitori și critici literari de prestigiu din București, Iași și Bacău și tot vineri, 14 iunie, de la ora 17, a avut loc deschiderea oficială a manifestărilor în aula Bibliotecii Radu Rosetti. După salutul primăriei Onești au vorbit profesor dr. Emilia Boghiu, președinta Fundației Naționale George Călinescu și Onuș Stenie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. S-a acordat un premiu pentru întreaga carieră a poetului, profesorului și promotorului cultural Constantin TH Ciobanu, care a înființat Fundația George Călinescu și care a poziționat Oneștiul în fruntea listei de evenimente culturale din România. Este destul de dificil să exprimi ceea ce simți, mai ales când ai visat o viață, anumite lucruri și timpul pe și de o replică atât de plăcută la sfârșitul existenței.
cum toată această întâmplare care mi-au oferit cei cu care am stat alături și în munca didactică și în cea culturală. Și tot timpul m-am gândit că rămân dator pe viață celor cu care m-am aflat alături ca profesor, pentru că privind mult în urmă primesc această distincție aproape dureroasă, nu pentru că este greu de dus, și onoare este greu de dus și bucuria, dar mai bine să crezi în ceva și să crezi cu convingerea că n-ai supărat pe nimeni, poate mai mult dacă ai produs, ai oferit cuiva oricât de mică bucurie. Sunteți bucuria mea, dragi poștelevi, dragi prieteni cărturari, care, iată, suntem adunați norocoși sub spiritul cel mare al culturii românești. Marele zeu Călinescu, unicitate în întreaga Europa, prin curajul lui, prin puterea de muncă și prin geniul lui. Și mă bucur foarte mult că prietenii de la institutul care au venit cu zecile aici pentru Călinescu, chiar adversarii lui Călinescu, au venit tot pentru el. Mari academicieni, mari cărturari au venit, numai el ne-a adus la onest ceea ce avem, o mare bogăție culturală, intelectuală, cu mulți tineri, cu oameni extraordinar de dotați. Și trebuie să învățăm tot de la Călinescu puterea de a suporta, de a arăta uneori propriile noastre erori, uneori propriile noastre limite, uneori grabile noastre. Adică acel moment, nerăbdarea de a aștepta, de a mai rezista în lupta cu sine însuși. Din sutele de voci care s-au auzit aici, la adresa lui Călinescu, aș cita una memorabilă, bineînțeles. Cuvântul lui era un glonț cu aripi de fluture. Vă mulțumesc din suflet! Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă 22 iunie, vremea se încălzește, maxima zilei ajunge până la valori de 33 de grade Celsius. Pe seară izolat pot să apară scurte averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 14 grade Celsius. Duminică 23 iunie, vremea se menține caldă, maxima zilei va ajunge până la valori de 32 de grade Celsius, iar spre după amiază sunt posibile izolat să apară chiar averse de ploaie. Minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius, iar vestea bună este că pe timpul nopții pot să apară izolat șanse de ploaie. Luni 24 iunie, din fericire, maxima ajunge până la doar 27 de grade Celsius. Dimineața și până spre prânz sunt posibile să apară scurte averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.